Ca să nu aibă probleme cu matematica la examenul de bacalaureat, mulți elevi de liceu încearcă în această perioadă să se transfere de la profilele din domeniul real, pentru care există probe obligatorie la matematică, la profilele din domeniul uman, unde materie obligatorie de examen este istoria, considerată de candidați mult mai accesibilă. Prima opțiune pentru transfer este Colegiul Național Roman Vodă, unde elevii începând cu clasa 11-a se înghesuie la filologie și la științe sociale. În ultima perioadă de timp, la Colegiul Național Roman Vodă, am avut de rezolvat problema transferurilor. Au fost foarte multe cereri, în jur de 100 de cereri, din care cam o treime au fost rezolvate în baza criteriilor legale și regulamentare. Cererile au vizat în special clasele de profil uman, filologie, respectiv științe sociale. Există mai ales în cazul claselor a 10-a, a 11-a și a 12-a cereri pentru aceste profiluri, deoarece la bacalaureat nu se susține disciplina matematică. Este un fenomen acesta cu care ne confruntăm. Ne dă oarece bătăi de cap din cauza supraaglomerării claselor de la profilul uman. Încercăm să-l rezolvăm în măsura, v-am spus, condițiilor legale și a regulamentului. Conform normativelor în vigoare, elevii au dreptul de a se transfera de la o școală la alta și de la un profil la altul cu aprobarea Consiliului de Administrație al unității școlare la care se transferă. Atunci când transferul se face la o specializare diferită, elevii sunt obligați să susțină examene de diferență la disciplinele pe care nu le-au studiat inițial.